Nu, la știu, Franța lui Macron că este plină de protestatari, dar Parisul are probleme și mai serioase de atât, trotinetele electrice. Așa că primarul Parisului a făcut un referendum în acest weekend la care aproape 90% dintre votanți au votat pentru interzicerea trotinetelor electrice, mai precis pentru serviciul de închiriere a lor. Deputat au votat însă numai 7% dintre parizieni, adică puțin peste 100.000. Oamenii nu mai vor trotinete din cauza accidentelor tot mai dese, iar companiile care le închiriază ar trebui să le scoată din Paris până pe 1 septembrie. Dar trotinetele nu se lasă evacuate prea ușor. Firmele de închiriere spun că rezultatul este influențat de faptul că au votat prea puțini oameni. Nemții nu sunt împotriva trotinetelor, dar unii parlamentari profită până și de tragedii ca să atace mașinile. După accidentul tragic de sâmbătă în care au murit 7 oameni, parlamentarul Sebastian Strigel din Partidul Verzilor a scris pe Twitter că acceptăm accidentele grave ca pe un efect secundar al mașinilor. Parlamentarul a fost la rândul lui criticat. Oamenii i-au adus aminte că și el a făcut un accident în 2016, de la care a și fugit, chiar dacă a rănit grav un om. Cu ce vrei să începem? Cu mașina sau cu trotineta? Păi, bineînțeles, cu trotinetele electrice, că aici avem și noi probleme. Mi-aduc aminte că în septembrie au venit niște date de la poliție și că în ultimii 4 ani au crescut numărul accidentelor grave de 20 de ori, da? Față de... De vremea în care nu erau trotinete, da? Nu mă miră. Și da, sunt 200 de persoane rănite grav, dintre care 13 au murit. Și asta pentru că nu știu să conduc aceste trotinete. Mie mi s-ar părea corect. Așa cum noi ne luăm permis de conducere pentru a conduce mașina sau cei care și-au pentru a conduce motor, s-ar părea corect să facă și ei o școală pentru trotinete electrice. Pentru că zboară pe stradă. Ai spus mai devreme despre Franța, despre acest... De Paris, mă rog, despre acest referendum. Apropo de asta, îmi vine o idee. Și pietoni ar trebui să facă o școală de pietoni dacă zboară pe stradă, zboară pe trotuar? Poate că sau... da. Poate că ar trebui să facă o școală astfel încât să nu mai stea cu ochii în telefon și să traverseze și apoi să-mi supărați că de ce sunt claxonați, înjurați sau de ce sunt călcați. Petrecerea de pieton sau nu petrecerea de pieton. Eu sunt mai puțin claxonat. Poate că... Nu, dar da, este vorba despre o educație pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi, să știm la ce riscuri ne înhămăm în momentul în care folosim aceste mijloace de transport. În Franța nu au voie copiii sub 14 ani să mai folosească trotinetele electrice. Acum au ajuns și la acest referendum parizienii să nu le mai folosească deloc. Ideea este că unde aici mi se pare o problemă? E o problemă cu companiile care închiriază trotinete. Atunci cei Crezi. Care deja le cumpără, iau voie să le folosească. Nu știu, ceva se bate cap adică în cap. Dacă aici. Eu îmi cumpăr trotinetă, am pot voie să mergi, folosesc. Da. Atunci știu, sunt bun. Atunci ești bun. Oare Dan Barna are trotineta lui sau a fost închiriată? Cert este că a fost lovit. Asta este singura certitudine din povestea asta. Uite, ca să vezi cât de bun sunt astăzi. Eu nu vreau să discut despre Dan Barna, că asta e, de fapt, pățanea weekendului în România. Mult caterincă pe ideea asta că Dan Barna a condus o trotinetă și a fost, ci că ar fi trecut pe roșu, unii zic că da, unii zic că nu. Eu nu cred nici că da, nici că nu. Sau cred și că da și că nu. Și... îl iau oamenii în derâdere pentru că a făcut un accident cu mașina, mai precis l-a lovit o mașină pe el, din cât am văzut pe acele imagini. E la îndemână acum să râzi de omul ăsta. El a sprijinit întotdeauna transportul verde. Ne amintim și de acea celebră Vinerea Verde. Bine, când mai mulți oameni din guvern, atunci era guvernul PNL USR UDMR, au mers cu toții cu bicicletele, cu biciclete, da. Cu metrou, cu tramvai și așa mai departe. Dar, bine, cred că de atunci nici n-au mai mers, că la noi ține o singură zi. Dar aia e povestea de atunci, asta e povestea de acum. Problema trotinetelor nu cred că are legătură doar cu serviciile de închiriere sau nu. Ideea este că dacă francezii nu le mai vor, însă cele mai multe trotinete sunt cele de închiriat. Nu-și cumpără fiecare trotinetă pe acasă să-și o mai pună în apartamentul și așa micuț în medie la Paris. Și eu pot să înțeleg, eu aș desființa trotinetele până când nu există această școală a trotinetiștilor. Plus, susțin că un bărbat nu prea are ce să caute pe trotinetă, copiii da, dar dacă știu să le folosească,
Nu ai cum. Deci au fost prea multe accidente. Ei spulberă oameni fără să gândească. Poate că nu conștientizează. Dacă tu nu ești șofer de mașină, nu știi cum un șofer și ce vede un șofer în mașină, cum se descurcă în trafic. Cred că și tu. Tu mergi lângă stradă, da? Tu mergi printre mașini. Ar trebui să știi ce stare îți dă șofatul, ce faci la volan, da? E adevărat. Și ei au nevoie de asta. E adevărat, nu aș fi atât de dur, pentru că ele vin totuși ca o alternativă. Eu personal nu folosesc trotineta nici electrică, nici mecanică, nici pe apă, nici pe aer, dar nu sunt împotriva acestui mijloc de transport. Sunt de acord cu tine că sunt foarte mulți conducători de trotinete, trotinetiști, cum li se spune uneori cu o ironie poate nedreaptă, însă ei sunt neatenți, mulți dintre ei. Asta e o altă temă. Nu trotineta este tema. La fel în cum momentul în care împingi, da, pentru că asta este problema. Sunt foarte multe și vin și mai multe. Se fac piste, ok, dar în momentul în care pui pe tavă aceste trotinete, aceste mijloace de transport atât de ușor de folosit pentru majoritatea, fără dar de să ce să le pui pe tavă? Ești Liviu Dragnea, că le pui lucrurile pe tavă. Așa, ar trebui să vii și cu un regulament. Păi, pentru că au murit oameni nevinovați din cauza acestor inconștienți și nu mi se pare corect. Da, asta e tema. Dacă oamenii sunt conștienți sau nu, dacă respectă legile sau nu. Să legăm, facem conexiuni nefericite, nu susțin și readuc în discuție ce am spus mai devreme, ceea ce a spus politicianul german al verzilor, da, Sebastian Strigel. El era, cum poți să spui totuși chestia asta? Uite, a avut loc un accident, un efect secundar al circulației autovehiculelor. Este o aberație, chiar este aberantă. Nu asta e problema. Și i-a venit un alt politician, sigur că de altă părere decât el, nu vrea nimeni în principiu să scoată mașină doar pentru că au loc accidente. Și a spus, mă, 9 din 10 accidente, eu cred că și mai mult, sunt din cauza oamenilor, nu